Mi-a strivit de... Ok. Bun. Vă salutăm, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, împreună cu Nicolas, fiul meu. Salută camera. Da. Unde te uita? Ai rămas concentrat în partea aia. Ce-ai tu acolo? Ce facem azi? Ce? O bicicletă. O bicicletă? Ce bicicletă e asta? Nu știu. Bineînțeles. Că n-ai de unde să știi. Astăzi vom face review la o nouă bicicletă electrică. De data aceasta o bicicletă de la Diu, electrică, ceva mai mică, dar foarte interesantă. Arată foarte drăguț. Am mai avut ceva model asemănătoare în trecut de la altă firmă, dar aceasta este chiar foarte simpatică. O bicicletă care este considerată de mulți mică pentru că n-ar putea să meargă chiar oricine pe ea. Dar poate să susțină o greutate de până la 120 de kg lejer, fără nicio problemă, indiferent dacă ești cam înalt, s-ar putea să fie o problemă. Dar pentru persoane care au până la 1,75, 1,80, 1,85 vor sta mai gheboase. Dar o să vedeți imediat despre ce este vorba. Trebuie să despachetăm. Trebuie să facem. Cum arată bicicleta asta, tati? E cutie în cutie de fiecare dată. Dar este cumva, cred că este invers cutia, da? Am descoperit-o în partea aceasta. Bicicleta cred că nu mai e. Aia era aici ceva care... O, da, legat. Avem șaua. Șaua. Frumos. Și acum bicicleta. Care... Cam asta este bicicleta. O bicicletă cu roate 14 inci, o bicicletă de 250 de W, un ecricu, avem ecricu pe partea aceasta, iar în partea asta cred că avem cutia cu aparatura, cu aparatura cu bateria și restul. Haideți să dăm puțin la o parte, să facem puțină ordine aici. Asta e bună bicicleta pentru mine, că e mică. Da, să știi că e bună pentru tine, Nicolas, bicicleta. Deși asta e bicicletă de adulți, dar mulți le consideră de copii deoarece sunt niște biciclete mici, joase, dar, bineînțeles, așa că trebuie să... Da, dar ce cleme au, mă. Puternice. Opa. Stai așa, Nicolas, ca să poți să tai toate astea și după aia. Vrei să poclești astea? Da. Bineînțeles. Aceasta, ia să vedem. Înălțimea minimă și maximă la care se poate coborâ. Ok. Parcă n-am mai văzut asta ceva. N-am mai... Ia ce scoatem de aici. Da, tati? Cred că aici e bateria. Acolo și este bateria, tati. Și o baterie de 250 W. Hai să punem și șaua. Destul de mare. Pare destul de confortabil pentru că, având în vedere că la majoritatea modelelor au început să facă la toate tipurile de biciclete electrice șaua din ce în ce mai lată să fie cât mai confortabilă. Ok. Trebuie să accident de muncă. Mi-a strivit degetul. A căzut și eu. Mi-am distrus unghia. Neagă să faci, tati. Vreau să văd. Nu cred că am filmat asta. Ba da, am filmat asta. Nu se vede nimic acum, tati, dar spune-o că mă doare. Vale, dar ce viteză a venit. Am vrut să o strâng și i-am dat drumul la cealaltă mână. Ai făcit eu. N-ai ce, tati, lasă, stai puțin. Vine să plâng de drept. Vai, ce mi-a dat peste mine.
Te vreau să mă chem. Așa e, tati. Dar nu mi-am dat seama. Te mi-a doar să o strâng de aici. Aaa, nici pot să mă... Doar e simplu de stres. Nu plânge, că ești mare. Da, așa e, tati, nu plâng. Gata. Acum ai prisa. Hai, deci exact aici țineam în porțiunea asta deget. Gata, hai că nu mai bai. Da, mai trebuie. Atenție, vai, viața mea. Și de la locul de muncă, bun. Aici avem sistemul de prindere foarte simplu. De asemenea, la coarne. Unghia mea. Mă trebuie să văd cum folosesc mâna. Atenție, așa. Să reglăm coarnele. Să le centrez. Au. Așa, aici avem și pornirea. Avem aici și... Trebuie să văd cum o prind pe asta. Soneria. Butonul de on-off. Avem aici schimbătorul, accelerația, frânele, au, degetul. Și acum va trebui să punem și pedalele, tati, și după care să ne uităm la ea. O merge. Mergem, o să mergem cu ea afară, o să o vedem imediat. Mamă, n-am pățit asta niciodată. Să-mi vină șaua peste unde e. Ok, avem și apărători. Apărător pentru coaie. Avem aici încălcătorul, pedala, pedalele de fapt, sunt două. Poftim. Asta cu bea. Poftim. Imediat punem pedalele aici. Și acum să vă spun câteva informații despre această bicicletă electrică. Modelul DIU D3F este o bicicletă de 250W, a putea să țină o persoană până la 120 de kg. Viteza maximă este de 25 de km pe oră, iar greutatea bicicletei este de doar 19 kg, adică o bicicletă foarte ușoară. O bicicletă mică, o bicicletă cu roți de 14 inci, frână pe disc atât pe față cât și pe spate. Avem și un mic cric, bateria este incorporată aici și ea se poate regla până la înălțimea de cam atât. Ok, înălțimea maximă, ceea ce este destul de ok. Din nefericire nu se poate ridica, nu se pot ridica și coarnele. Coarnele se pot plia foarte ușor după cum și se poate băga în portbagajul mașinii, îmi cer scuze, dar din nefericire nu se poate înălța mai mult de atât și coarnele nu se pot înălța. Frânele țin foarte bine, ceea ce este și de dorit pentru că este totuși o bicicletă. Avem aici un mâner foarte confortabil unde poți să ții bicicleta. Bicicleta nu dispune de schimbător de viteze, avem doar o singură viteză, o singură treaptă de viteze. Pneurile, v-am spus, sunt de 14 inci, cauciucurile par a fi destul de ok, este o bicicletă de oraș, nu este o bicicletă de off-road în niciun caz, imaginați-vă, sunt niște roți foarte micuțe, dar mă bucur că au și apărători, protecție împotriva apei. Ceea ce foarte mulți ne dorim. O să pornim acum bicicleta. A pornit. Avem aici, cred că este full. Bicicleta poate parcurge o distanță de până la 50 de km în modul asistat, așa scrie în cartea tehnică, și de aproximativ 35-40 de km în modul full electric. Haideți să pornim puțin și bicicleta, care a plecat direct. Deci avem aici modul frână. În modul full electric doar pot simplu fără să pedalezi, pentru cei care sunt leneși și vor să urce pe bicicletă fără să pedaleze. Și
sonerie simplă bonus, să zic așa, dar nu ne trebuie mai mult de atât, pentru că totuși este o bicicletă electrică low budget, o bicicletă undeva la vreo 450-500 de dolari, o bicicletă mică, dar o bicicletă perfectă pentru oraș și foarte mulți caută așa ceva, pentru că este și vorba de spațiu, să nu ocupe foarte mult nici în portbagaj. Bineînțeles, nu te bași cu ea la viteză sau pe anumite locuri unde nu-ți poate permite să meargă așa cum trebuie, dar o să ne urcăm pe bicicletă și o să mergem să dăm o tură pe aici, să văd cum funcționează. Am pornit la plimbare cu noua bicicletă, care merge foarte finuț, foarte ușor, extraordinar de mică. Deci cred că parcă e mai mică decât celelalte pe care le-am mai avut. Acum sunt în modul asistat, pedalez simplu. Nu mi-arată kilometrajul, nu mi-arată cu ce viteză circul. Oricum, viteza maximă este de 25 de km pe oră, nu poate să depășească 25 de km. Bate puțin vântul, sper să se audă cât de cât. Acum sunt și în coborâre. Dacă pedalez mai repede, o accelerează mai repede. Frână, față, spate. Simultan am frânat. Frânează destul de bine. Îmi place faptul că are apărătorile și parcă e complet așa. Te ajută mai ales dacă plouă. E foarte ușoară, foarte finuță. E extrem, extrem de ușor de controlat. În ciuda faptului că e mică, chiar se mișcă bine. Nu accelerează foarte brusc, nu are foarte mare putere. 250 W. Motor simplu de 250 W, o bicicletă care poate fi achiziționată de oricine. Ia să vedem dacă urcăm fără să mai folosim, doar urcă direct. Urcă simplu, foarte ușor urcă. Merge foarte ușor. Claxonul ăsta e foarte caragios, bătrânesc așa. Stați așa că... Ia uite, pleacă imediat. Pleacă imediat și vreau să merg pe aici. Să vedem, urcă. Hop, 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 hop. N-am reușit să mă urc până sus. Opa. O să merg pe podeț. Să mergem și pe drum de piatră, să văd așa cum se simte. Uite, mă duc eu în apă. Uite, ce pleacă, bă. Frână. Oh, ce frână, ce fel de fură cauciucul pe fierul ăsta striat. Pot să merg pe aici sau nici nu știu unde ajung. Ajung în curtea omului, cred. Habar n-am. Sincer, n-am mers pe aici. Cred că e drumul... Cred că duce în grădină, nici nu știu exact unde duce. Cred că nu-i bine pe aici. Mă duc în grădina omului. Are podeț, nici nu știam. Opa! Opa!
Să vedem dacă o să cobor niște borduri, cum se simte. Nu avem niciun fel, nici pe față, nici pe spate, niciun fel de amortizoare. Bă, dar ce accelerează auto. Târt. Abrupt, frână. Un dezavantaj în momentul când pun frână, se și accelerează, observ. Adică eu vreau să frânez, dar îmi fuge mâna, trebuie să o țin foarte bine. Da, nu ține. Doar că în momentul în care vrei să dai în spate, accelerează foarte repede, adică chiar pleacă bine de pe loc. Pleacă foarte bine de pe loc. Ia stai să vedem. Facem un test plecare de pe loc. A plecat imediat. Nu se înfinge foarte tare, dar merge bine. Silențioasă, așa cum trebuie. Da, cred că e la viteza maximă. Mai mult de atât nu pot să dau. Ok. Vreau să... Hai să mergem pe un drum pietruit. Mi-a intrat în față. Păi ce facem? Ce facem? Dacă n-aveam frână. Dacă n-aveam frână, făceam accident, nu? Da, da? Tătăița a intrat direct în față fără să se asigure. Chiar de sunt biciclist, prioritatea e tot baza. Au ce urcă, mă. Fac accident cu tataia. Da. Acum urcăm. Să vedem cât de bine urcăm. Salut. Ia. Ok. Mă folosesc puțin și de pedalat, dar e foarte finuță, deci îmi place cum merge. Și îmi place că e mică, frate, și pe asta pot să o pun în portbagaj mai ușor ca pe orice altă bicicletă, chiar de se pliază altele. Și la asta se pliază destul de ușor. Coarne, scoatem șaua, fiind micuță, o pun și în spate, nu doar în portbagaj, dacă am nevoie să merg cu ea pe undeva. Foarte ușoară, pentru oraș și perfectă. Nu e pentru drumuri accidentate în niciun caz, dar uite că chiar se simte ok. Șaua e confortabilă pentru că e mare, e lată. Dacă era șaua mai mică, mai îngustă, nu era chiar așa bună, dar văd că merge bine șaua, se simte bine. Că de mers nu merge, stau eu pe ea. Dar folosesc doar pedalatul, motorul își face treaba. Mai accelerăm așa puțin unde simt că își taie elanul. Liber. Hai să vedem. Chiar e foarte finuță, pot să zic sincer. Merge super ușor. Super faină. O bicicletă de 450 de euro aproximativ. 500 de dolari, cam pe acolo, se învârte. O bicicletă super finuță. Dar ce ușor merge. Deci merge foarte, foarte finuț. Chiar îmi place. Urcă ușor. Dezavantajul că nu-mi place soneria. Nu-mi place că n-afișează aici nici kilometri, nici kilometraj, absolut nimic. Deci nu se vede absolut nimic. Are aici au 2-3 LED-uri, 3 LED-uri verzui. Cam aceasta este bicicleta Diu. Este o bicicletă foarte simpatică, foarte finuță, roți de 14 inci, niște roți mici, frânele foarte bune. Atât dacă apeși pe fiecare în parte, cât și simultan, ceea ce e cel mai recomandat.
Se mișcă bine. Urcă, dar nu cred că are putere să urce o pantă foarte mare. În schimb, dacă folosești și modul asistat și puțin accelerația, o să reușești să te urci, cred că, prin aproape orice zonă. Și e foarte confortabilă, nu avem amortizoare, are aici un fel de arcuri, dar se simte chiar ok. Nu are suspensie de niciun fel, avem un LED în spate, care își face treaba. Avem apărătorile care sunt foarte bune, frânele, v-am spus, îmi plac, chiar se simt ok, și cauciucurile astea destul de bune par. Aici nu se pliază. Ce faci, Mișa? Nu, Lili, tu ești tata. Ce e tata? Nu se pliază și pedala. Mai avem în față, de asemenea, un far, care și ăla e foarte ok, dar acum pe ziua nu se vede mai nimic. Frânele sunt foarte bune. Nu văd afișe Mano sau ceva firmă, pur și simplu n-au nicio denumire. Dezavantaj e că nu afișează aici absolut nimic, în afară de 3 LED-uri, 4 LED-uri. 3-4 LED-uri. Cred că este chiar bateria, dacă nu greșesc. Nivelul bateriei și cam atât. De aici se accelerează foarte ușor. Și cam asta, nimic foarte complicat la ea. Un sistem foarte ușor de pliere. La fel se scoate șaua sau se reglează după cum dorești. Ai luat-o la sub braț și ai plecat cu ea sau ai pus-o în portbagajul mașinii unde dorești. Și foarte ușor te descurci cu o astfel de micuță jucărie, pot să-i zic, recomandată pentru doamne, domnișoare, copii, dar și pentru o persoană cum aș fi eu, de aproximativ 1,75 înălțime și în jurul 70 de kilograme, dar ea poate susține o greutate de până la 120 de kilograme, deci fără probleme. Toate bicicletele sunt făcute să țină cam 120 de kilograme, deși nu pare, credeți-mă că ele rezistă. Dar în momentul când o să ai 100-120 de kilograme, nu o să mai aibă putere bateria să te ducă aceeași distanță ca la carte sau să aibă atât de multă putere să urce cu tine într-o înclinație mai mare. Dar o să se descurce la drum drept. Frânele sunt foarte ok, după cum am spus. Na, materialul mi se pare unul destul de ok. Nu e cel mai calitativ, dar nu e nici cel mai de buget, cel mai ieftin. Dar e foarte ok. Greutatea în jur la 18-19 kg. Cam asta este bicicleta. Diu D3F. O bicicletă pentru cei cu un buget mai redus, o bicicletă micuță de oraș. Puteți să vă uitați, o să vă las un link în descriere să vedeți mai multe detalii despre ea. Și cam atât. Ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Pa, pa!